Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vă voi prezenta Back to the School, partea a doua, în care am aici niște rechizite foarte frumoase. Haideți să începem cu aceste creioane colorate. Se numesc Big Kids Tropicolors. Sunt foarte multe, foarte interesante și foarte rezistente. Mai aveam un set de genul, însă pe acela l-am început. Apoi am aceste pixuri care sunt noi, ați văzut? Cică soft fill, sunt 3 în set și tot așa sunt de la Bic. Apoi acest capsator pentru școală, îi voi face și un mic unboxing să-l vedeți și voi. El vine așa într-o pânguliță transparentă. Și este de o culoare gri albăstruie. Vedeți? Apoi am o mapă cu niște puiuți de pisicuță și niște puiuți de cățel. Ci că sunt best friends forever. Este o mapă lată, vedeți? În care încap foarte multe chestii. Și ca să vă arăt așa, să vă fac o idee, înăuntru arată cam așa. Apoi o altă mapă, tot așa lată. De data aceasta are un singur compartiment, nu are două cu despărțitură, cum ați văzut la cea cu pisicuțe și căței. E neagră cu alb, cu albastru, cu... da. Și cu marginile făcute dintr-un fel de material. Un bloc de desen Fabriano, mix and media. Foile sunt cam așa, nu sunt nici prea groase, nu sunt nici prea subțiri. Un alt bloc de desen, foarte mare, sketchpad, am să-l și deschid, foile la fel, nici nu sunt prea groase, nici nu sunt prea subțiri. Apoi aceste set 10 plicuri albe, eu am cumpărat 3 seturi, 16 pe 11 cm. Apoi, niște cerneală în călimară. Scrieți-mi în comentarii acolo jos cine mai are stilou cu cerneală în călimară. Ei bine, eu am. Și de aceea mi-am și cumpărat acest borcanel, această călimară de cerneală. Cam așa arată călimara. Sper că vă place. Apoi, o pensulică mică. Îi voi face și un mic unboxing să vedeți și voi care e treaba cu ea. I-am scos suportul. Cam așa arată ea, numărul 10, e luată de la Ocean și are un vârf foarte moale. Apoi, ia uitați ce riglă superbă și interesantă mi-am luat. O riglă grozavă de la din Valencia, de la Oceanographic. Mai știți episoadele mele? Haideți să vedem și cum se mișcă pinguinii, însă s-au înțepenit în... ventuzele lor și acum nu se mai poate mișca. Vedeți? Au niște ventuze pe ei. Ia uitați. Unul s-a mișcat. Și vedeți cum plutește, ce interesant și grozav plutește pe uleiul ăsta albastru? Super cute. Vă place? Apoi aceste creioane grafit. Niște creioane de la Ocean, My Creation, au un fel de sigiliu, un fel de scotch. Gata. Cam așa arată. Aici vă arată numerele, felurile creioanelor, cât de deschis, cât de închis, cât de gros, cât de subțire. Și astea sunt creioanele. Sper că vă place să le vizionați. Apoi un cub de hârtie foarte mare și gros, cu multe culori. Sunt pur și simplu niște hârtiuțe, bloc de notițe. Așa. Apoi niște rezerve cald mecanic.
Format A5, 50 de file, dictando. Le-am luat tot așa din Ocean, sunt super drăguțe, de la firma Pigna. Aici un caiet de la Ikea, îi voi face și un mic unboxing. Așa. Hai că am dat de o gaură. Ce greu se deschide. Ambalajul ăsta de la Ikea e foarte greu de deschis. Și caietul cam acesta este, cu un pătrățel pe mijloc în două culori. Înăuntru așa arată și ăsta a fost unboxing-ul pentru caiet. Apoi tot de la Ikea am o agendă super cute. Și la asta îi voi face un mic unboxing. Pentru că de ce nu? Așa, cu mult avânt și el. Am deschis-o. Cam așa arată. Are un elastic ca să o prindă. Și ce dur e elasticul. Coperta este din carton cu niște desene superbe. Și ia uitați prima foaie ce interesant a desenat-o. Foaie velină înăuntru, iar la sfârșit, da, cum ziceam, are tot așa o foaie de sfârșit. Apoi, continuăm videoclipul cu niște creioane de foarte mare calitate. Mie mi se par, ia uitați ce de foarte bună calitate, ia uitați ce ambalaj au. Sunt de la Faber-Castell. Mi-a dat aici niște hârtiuțe să le văd, să le observ. Și nu știu de ce, dar mi se pare că au mirosul unor creioane de ochi. Uitați și cum arată un singur creion, cu vârful foarte rezistent, foarte ascuțit, culorile foarte aprinse și vesele. Îmi plac foarte mult. Dacă aveți și voi așa creioane, aștept să-mi scrieți în comentarii. Apoi, niște pixuri pastel, așa se numesc ele, pastel, din Ocean. Vine un miros de creanele acelea de foarte bună calitate. Cam așa arată, sunt super, super, super drăguțe, culorile sunt pastel. Include și o culoare somon, de genul chiar e super tare. Are roz, somon, verde, galben, mov și albastru. Apoi continuăm cu această farfecă super, super cute. Noi vă facem unboxing pentru că nu am farfecă la mine ca să-i desfac această chestie, însă vă voi arăta așa, în prim plan, cum este ea. Este de la President, farfecă de școală, 15 cm. Apoi niște creioane de la Ikea, super, super drăguțe. Vedeți? Apoi niște tempera, niște acuarele tempera cu Frozen. Le voi și deschide. Așa, cam așa arată ele. Au un ambalaj transparent mauve cu imaginea Elsei și a Anei. Și îmi dă aici și o pensulă gratuit să bag în aceste acuarele. Sunt de multe culori, super drăguțe. Apoi, caiet de muzică, un alt caiet de muzică, un alt caiet de muzică, un alt caiet de muzică, un caiet de biologie, un caiet de biologie, un alt caiet de biologie, tot un caiet de biologie. Caiet de geografie, tot așa, de desen, un mic vocabular, un caiet cu fox, wild fox, un caiet cu pisicuță, un alt caiet pe care deja l-am desfăcut de la Ikea sub forma celui care i-am făcut unboxing. Un caiet cu România neîmblânzită, cu o pumă sau un râs de el.
un caiet cu pisicuțe, un alt caiet cu cățeluși, cu pisicuțe în coș, cu urs polar cu pești, cu pisicuță, bineînțeles, cu inimioare de două feluri, cu fetiță, iarăși cu acel râs spumă ce o fi, iarăși cu inimioare, iarăși cu Elsa și Anna, tot de la Ikea un caiet cu caracatiță, cu foaie veline, caiet cu pisicuță și aceste trei caiete care sunt mai speciale, culoarea prinsă de roz, culoarea prinsă de albastru și culoarea aprinsă de portocaliu. Apoi, haideți să continuăm cu aceste pixulețe. Sunt de la Pepco My School. Au costat 6,99 lei. Și sunt de mai multe culori și sclipicioase și mate. Apoi, am aceste pixuri de la Ikea. Niște mici pensule, care le voi face și un mic unboxing, cam așa arată ele. Uite, vârful ăsta e foarte moale, ăsta e puțin mai tare și mai tare, moale și moale. Sunt diferite modele. Iar aici sunt... nicio problemă, continuăm. N-am mai vrut să fie filmat. Așa. Nu contează. O învelitoare, o mapă, o altă mapă, o altă mapă, o altă mapă, o altă mapă, 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 mapă transparentă, mapă roz cu mapă roz cu mapă roz. Ha, vreau să vă spun ceva. Astea nu că-mi trebuiau, dar ce să vă spun? Am trecut așa razant pe lângă ele și ele au sărit din de pe raft în coș. Ce vreți? Să le pun la loc? Mapă. 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 Mapă, 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 mapă și tot mapă. Este o învelitoare de caiet, un caiet mai mare sau, mă rog, pentru culegere, super bună. Și aici tot așa niște mape, roz, roșii, negre, verzi. Asta este un, cum se zice... un dosar, un mini dosar și aici tot așa mini dosare. Vedeți? Ok, și am uitat să vă arăt că tot am luat ăsta de pe jos, ce era. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like, să vă abonați la canalul meu și ne vedem data viitoare. Noi, pa!